Bine ați revenit în bucătăria noastră! Astăzi o să facem împreună un tort de ciocolată super cremos, super pufos. Înainte să începem, vă invităm pe canalul nostru să încercați una dintre cele 80 de rețete de prăjituri și să ne spuneți cum au ieșit. Pentru blatul de tort avem nevoie de 3 ouă, 50 plus 50 de grame de zahăr, adică câte 2 linguri în fiecare castronel, 50 de ml de ulei, 100 ml de lapte, 80 de grame de făină, sau mai exact 4 linguri, un praf de sare, 20 de grame de cacao, o linguriță de bicarbonat de sodiu, zeama de la jumătate de lămâie și puțină esență de rom. Înainte să ne apucăm de tort, preîncălziți cuptorul la 180 de grade și să-i dăm drum. Vom începe prin a separa gălbenușurile de albușuri. Albușurile le vom pune deoparte și ne vom ocupa de gălbenușuri. Adăugăm cele 50 de grame de zahăr peste gălbenușuri. Pentru a economisi timp, puteți folosi și mixerul. Adăugați uleiul gradual. De asemenea, punem laptele. Cernem făina împreună cu bicarbonatul de sodiu. Trecem și cacao prin sită pentru a nu se crea cocoloașă. Mai adăugăm un praf de sare și amestecăm. Amestecăm până se creează o compoziție omogenă. Punem și puțină esență de rom. Așa trebuie să arate. Foarte cremos. Dăm ciocolata deoparte și ne ocupăm de albușuri. Adăugăm zeama de la jumătate de lămâie. Adăugăm zahărul gradual peste albușuri. Batem albușurile până obținem o spumă cremoasă, asemănătoare cu cea de bezea. Amestecăm cele două compoziții. Vom pune albușurile peste crema de ciocolată. Vom amesteca de jos în sus. Folosim o tavă cu diametru de 18 cm în care vom pune hârtie de copt. Tăiem lateralele pe care le vom folosi pe pereții tăvii. Folosim o bucățică de unt pe care o dăm peste hârtia de copt. Dăm puțin și pe pereți pentru a lipi mai ușor hârtia. Turnăm
pună în compoziția antava pregătită pentru copt. Cu ajutorul unui bețișor scoatem bulele de aer și ne asigurăm că amestecul este omogen. Băgăm blatul la cuptor pentru aproximativ 35 de minute la 180 de grade. Pentru crema de ciocolată veți avea nevoie de 500 de ml de lapte, 50 de grame de cacao, 40 de grame de amidon de porumb, 100 de grame de zahăr. Am redus puțin cantitatea de zahăr și vom folosi și 5 pliculețe de stevia, de îndulcitor natural. 1 gram de stevia este egal cu 10 grame de zahăr. 1 pliculeț de zahăr vanilat, 10 grame de gelatină pe care o vom hidrata în 100 de ml de apă rece, puțină esență de rom și la sfârșit vom adăuga 100 de grame de unt. Să-i dăm drum. Crema este foarte simplu de făcut, trebuie doar să amestecăm laptele cu zahărul, cu cacao și cu amidonul de porumb. Punem crema la foc pentru aproximativ 10 minute sau până când devine ca o budincă. Vom amesteca continuu pentru a sparge cocoloașele. Punem gelatina la hidratat pentru aproximativ 10 minute. Crema de ciocolată este gata. Așa arată, ca o budincă de ciocolată. Mai trebuie doar să adăugăm gelatina, untul și esența de rom. Eliminăm excesul de apă din gelatină. Și o punem peste cremă. Punem și niște esențe de rom pentru un plus de aromă. Ce frumos miroase! Tot ce trebuie să facem este să adăugăm și cele 100 de grame de unt și să lăsăm crema la răcit. Crema este gata, trebuie să arate așa. Cred că arată destul de bine. Și o vom lăsa la răcit. Ca să ne asigurăm că blatul este făcut, îl încercăm cu o scobitoare. Îl mai lăsăm puțin. Blatul este gata. Îl scoatem din tavă și îl lăsăm la răcit pe un grătar. Blatul s-a răcit. Acum puteți să-l tăiem. Vom tăia mai întâi partea bombată și apoi îl vom tăia în două.
Vom folosi jumătate din crema pe care am lăsat-o la răcit, iar cealaltă jumătate o vom pune la încălzit 5 minute pentru a face o glazură. Punem și a doua bucată de blat. Și pe deasupra vom turna glazura puțin caldă. Am transferat tortul pe o farfurie albă, ca să puteți să-l observați mai bine. Acum vom turna și glazura de ciocolată. Decorăm tortul cu alune de pădure mărunțite. Tortul a stat 2 ore la frigider, iar eu sunt foarte curioasă să văd cum a ieșit. Curățați cuțitul în apă călduță pentru a nu se lipi atunci când tăiați. Abia aștept să văd cum a ieșit. Să vedem. Ah, e super pufos, se taie foarte ușor. Gustul de ciocolată se simte intens. Blatul este foarte pufos, foarte moale. Iar nucile astea de deasupra sunt ușor sărate. E o combinație perfectă. Sper din toată inima să-l încercați și voi și să ne spuneți cum a ieșit. În comentarii vă răspund cu drag la întrebările legate de rețetă sau de ingredientele folosite. Până data viitoare, rămâneți sănătoși!